Domnul Stăchiț a afirmat că e deranjat de atacurile tale și, mă rog, spune că ești mânat de interese... N-am ce interese să am, e bine. Bună seara, e bine că... Îmi face plăcere Bună să vorbesc. Seara, te-am salutat, te-am salutat. Îmi face plăcere să vorbesc. L-am avut antrenor, nu am nimica personal și știe foarte bine acest lucru. Interese nu am, ce interese să am, că dacă aveam interese eram la federație. Am avut o ofertă pe masă din partea actualului președinte pe care am refuzat-o. Ei știu aceste lucruri. Astea sunt tâmpenii, că am eu interes. Ce interes să am? N-am niciun interes. Eu sunt, îmi fac meseria, sunt analist, spun ceea ce văd, fără să jicnesc, nu jicnesc pe absolut nimeni. Doar am niște constatări de făcut, care eu cred că fac bine selecționerului. Acum că deranjează, asta este. Nu numai eu. Sunt în galeria foștilor mari jucători. Ați văzut cu toții, nu? Beldeanu, Dorinel Munteanu, Popescu, care mai suntem pe acolo, care mai vorbim și noi din când în când. Asta este. Dar interese, n-am niciun interes personal, că, de repede, dacă aveam interese personale, eram acolo și nu era niciun. Domnule Stăchiță, ați auzit, Florin spune că nu are niciun interes personal să... Libertatea opinii este un drept câștigat și eu respect opinia oricărui om. Acum, depinde de din ce punct de vedere și din ce unghi privești lucrurile. Eu le privesc din punctul meu de vedere și din... punctul de vedere și al unghiul al interesului fotbalului românesc. Eu, interesul meu este ca aceste echipe să crească, să creștem jucători, nu noi, cluburile, sau, mă rog, să le creăm una competiții propice pentru dezvoltare, da? Iar când vin la echipa națională, datorită regulilor pe care au fost impuse de-a lungul vremii, să avem o valoare cât mai mare, dar datorită faptului că poate an și an de zile nu s-a făcut nimic pentru acest lucru. Și atunci... Florin, văd că nu ești de acord chiar cu toate lucrurile pe care le-a afirmat. Nu, are dreptate. În ultimii ani chiar nu s-a făcut nimic. Competițiile sunt competiții slabe. La Liga a doua vedem că avem 8 echipe care nu au drept de promovare. Vedem astăzi o echipă depunctată la Liga a doua, 2 puncte. La Liga a treia nu retrogradează nimeni. Sunt competiții moarte, care nu prezintă niciun interes. Competiții moarte? Nu cred că sunt competiții moarte. Pentru că, uite, echipe care vin din Liga a doua te contrazice performanța. Uite-te la Dorinel Munteanu cu Galațiul lui. Astea sunt meritul Dorinel Munteanu și al clubului. Federația n-a niciun merit la Galați. Cum adică? A jucat le dați vreo 2 milioane de euro și nu... Păi dar nu mai sunt jucători ei. Au făcut peste 20 de transferuri. Dacă rămâneau cu echipa de la Liga a doua, cam greu în Liga întâi. Fără alea 20 de jucători, la corpii date afară alea 20, probabil că nu ajungeau aici. O logic, nu? Da, eu mă refer la competiție, la ce spune lumea. La asta mă refer, la nemulțumirile care sunt. Atâta timp cât a jucat și Dinamo în Liga a doua și veneau nu știu câte mii de spectatori la meciurile lor și au reușit dintr-o echipă care nu avea nicio șansă să promoveze în divizia și să-și păstreze cam aceia jucători. Deși au făcut se vede de altfel. Se vede diferența între Oțelul și Dinamo. Oțelul a umblat, Dinamo n-a umblat. Și uite că probleme destul de mari. Eu cred că dacă nu umblă la loc... Eu vorbesc de momentul ăsta. Eu vorbesc de momentul Ligii 2. Eu vorbesc că două echipe care... Mă rog, știm ce istorie au avut în perioada anterioară, au reușit să se afirme într-o competiție care... Domnule Stăchiță, pentru că Liga 2 este o responsabilitate directă a Federației Române de Fotbal, credeți că se poate face ceva pe viitor pentru ca această situație să fie, nu știu, să se facă ceva în sensul, în cazul ei? Sunt 8 echipe, 40% dintre formațiile care joacă în Liga 2 nu au drept de promovare. Ideea de play-off, care a fost promovată de actuala federație, de actuala conducere a federației, ar putea fi, să zicem așa, compromisă. Dacă multe echipe care nu au drept de promovare ajung în play-off. Asta e cu totul altă problemă. Regulamentul e foarte clar. Pot să promoveze celelalte echipe, nu? Care e problema? Da, problema este că meciurile din play-off și-ar putea pierde din atractivitate. Eu vă spun, chiar dacă sunt 8 echipe, o echipe fără drept de promovare, gândiți-vă că aceste 8 echipe au, hai să zic, 200 de jucători, da? Adică loturile lor însumează 200 de jucători. Sunt 200 de posturi de muncă, domnilor. De fotbaliști profesioniști care ajută la dezvoltarea fotbalului,
urez cu speranța că în urma regulamentelor existente pot să ajungă și ei într-un moment în care își vor revizui statutul să promoveze în prima ligă, atunci nu văd care este problema. Că n-au drept de promovare, asta e treaba lor. Pentru că trebuie să te adaptezi la legile care sunt pentru toată lumea la fel, zic eu. Astea sunt legile profesioniste, trebuie respectate. Dar ce ne-am face fără 8 echipe în Liga 2? Am jucat cu câte echipe? Ce competiție le-am oferit celorlalte echipe? Pentru că ei se antrenează nu numai în cursul săptămânii. Și meciul este o formă de antrenament, poate cea mai bună, da? La sfârșit de săptămână, în care ei ajung să definitiveze ca fotbaliști, ca echipe. Da? Ce-am face fără atâtea 8 echipe? Mai există undeva în Europa o asemenea competiție în care 8 echipe să nu aibă niciun obiectiv? Care e problema? În Europa poate nici nu există uneori competiții de genul ăsta, Liga a doua. Bine, mă refer la țările mai mici sau alte. Nu există Liga a doua? Nu, zic în Europa. Da, da. Sunt peste tot, da, înțelegi? Păi da, și mai este, mai se mai întâmplă așa ceva unde e fotbal dezvoltat. Ca 8 echipe, ca în momentul de față cine e pe primul loc să nu aibă drept de promovare? N-am mai auzit așa ceva. Am senzația că tu nu ții cont și de condițiile sociale, economice reale ale țării noastre. Așa, în ce sens? În ce sens? Nu avem niște entități, știu eu, private care să susțină fotbalul la nivelul la care ne-l dorim noi. Păi, dar vi se pare că aceste echipe, mie mi se pare, de exemplu, Schellenberg este o echipă cu condiții bune. Nu văd factorul economic cu ce influențează. Sau Corvinul, sau celălalt, sau Slatina chiar. Ce legătură are cu factorul economic? Acolo sunt echipe întreținute de oraș. Să nu mai vorbim de CSA Steaua. Am vorbit de entități private, nu de entități care nu reprezintă... Păi, dar entități private, știți foarte bine că la noi, în fotbalul românesc, nu știu dacă depășim 5% privat. Eu ți-am zis să ții cont de condițiile sociale-economice din România. Da, n-au nicio legătură, că echipele astea au condiții sociale-economice. O să restrângem aria fotbalistică, pentru că noi vrem așa să facem. Nu mă refeream la asta. Chiar nu sunt de acord. Să ne autoflagelăm, ce să facem? Aici cred că vorbim aceeași limbă. Eu unul sunt pentru, chiar pentru statul să intervină. De ce nu? Dar de ce nu faceți ceva cu legislația? Păi, noi suntem for legislativ. Păi cine face regulamentele Federației Competițiilor? Cum? Noi suntem for legislativ? Cum adică? Nu păi cum adică? Normal că sunteți. Păi, Comitetul Executiv... Faceți regulamentele. Te refer la legile țării, nu? Sau păi ce legătură am eu cu... Păi fotbalul are regulamente proprii. Nu legile țării. Dar te refer la astea, dar se poate umbla, da? Păi bineînțeles, de ce nu le faceți atunci? Depinde și de regulamentele UEFA, nu? Știi foarte bine asta. N-are nicio legătură, nu mai băgați UEFA, că UEFA nu interesează forma de organizare a echipelor din România, cum noi interesează, știi foarte bine că ați fost și până Armenia, și acolo sunt echipe susținute de stat. Sau Rusia. Și participă la competițiile UEFA, fără probleme, cred eu. Nu știu dacă sunt cele mai bune exemple. Da, mă rog. Nu știu dacă sunt cele mai bune exemple. Păi, avem UEFA, știți foarte bine că e pentru dezvoltarea fotbalului. Forma de organizare este treaba fiecărei federații. Este pentru dezvoltarea fotbalului profesionist. Da? Păi și nu vi se pare că sunt, de exemplu, în Armenia, nu e fotbal profesionist? Eu cred că este fotbal profesionist. Și cred că este un exemplu bun, pentru că armenii, din ce am fost în ultimii ani pe acolo, ei chiar au crescut la nivel de și echipe de club și exemplele le vedem cu toții. Pionic și-a luat camere single când a venit la Cluj și am văzut ce s-a întâmplat.